Svedi? Și Mă rog, prieteni, și bun găsit la emisiunea Lumina. Eu astăzi am un test de memorie pentru voi. Vă amintiți de Marian Lupu? Fost comunist, democrat, lingvist, culturist, eu mai Fost să pun lichid de mâini cu aromă de plahotniuc și extract de voronin. Pentru formarea unei comisii speciale. Ceva de genul ăsta. Dar aici... Păi Înainte de așa numita mare sibiala gavniușilor din varul 2019, atunci când al de șor au fugit de justiția Republicii Moldova, cu câteva săptămâni chiar înainte de desfășurarea alegerilor parlamentare din februarie 2019, Marian Lupu s ales cu un cadou. Domnul Marian Lupu, succese, realizări frumoase și vă dăm în primire această frumoasă echipă a Cursului de eu nu știu, pentru succes remarcabil, pentru o carieră strălucită. Dar Marian Lupu a fost ales în funcția de președinte al curții de conturi din Republica Moldova pentru un mandat de 5 ani. Și, apropo, în concurs, Marian Lupu era unicul candidat înscris. E ca asta da spirit din vingător. Uh! Marian Lupu, singurul candidat care a depus dosarul la concurs, a declarat după interviu că instituția se bucură de independență maximă. Andriu! Vă întrebați voi, dar de către cine era numit el președinte al curții de conturi, de parlament? Dar parlamentul pe atunci condus era de oameni iluștri din bratvaulul lui Valdemort aici. Hai, lăsați, lăsați, că ați făcut știri care ați vrut voi. Vă. vă rog, nu vreau să vorbesc cu Și am că trec trei ani, după și Marian Lupuș, tot guvernarea PDM nu mai este la putere, dar un politician de Republica Moldova, care nu-i nici cu Dodon, nici cu Șor, nici cu Plaha, face un live pe Facebook în care adresează mai Sandu următoarea întrebare. De ce Marian Lupu stă bine mersi în funcția de președinte a Curții de Conturi a Republicii Moldova. Nu mi-e să-mi explici, să-i explici întregii țări, să-i explici Chișinăuienilor și de ce nu? tuturor partenerilor noștri din străinătate. Andrei Nastase vrea ca Mai Sandu să se explice. De ce în continuare Marian Lupu este președinte al Curții de Conturi în timp ce ea, Mai Sandu este președintele țării? Să explice, nu lui Andrei Nastase, pentru că, nu știu, poate el deja știe, da, să explice oamenilor. Culmea e că trec câteva secunde din live și Andrei Nastase deja spune că el vrea să știe de ce. Vreau să știu de ce Marian Lupu stă în fruntea Curții de Conturi cu dumneata președinte în această țară. Și eu văd asta, pe urmă trec vreo 3 zile și o văd pe Andrei Nastase, la N4, la Gheorghe Gonța, unde iarăși într-un context, unde menționează schimbările din țară, vorghește de Marian Elici Lupu și Maia Sandu. Ne convingem astăzi cu Marian Lupu în fruntea Curții de Conturi, lăsat de către actualul președinte. Scriitorul Antoine de Saint-Exupéry, autorul minunatii cărți Micul Prinț, chiar pe la început de carte scria Adulții niciodată nu înțeleg lucrurile. Întotdeauna ești nevoit să le explici. Pentru un copil este obositor să ofere aceste explicații necontenit. Nu știu sigur dacă am mototolit prea tare citatul, dar vă recomand chiar la început de carte să găsiți asta. Noi, copiii în suflet fiind, și eu și voi, aș vrea să cred, o să ne înarmăm cu timp, cu răbdare și o să-i oferim adultului Andrei Nastase o explicație în acest domeniu. Eu am descoperit recent un site, se cheamă Google, Văd că lumea tașe, înseamnă că nimeni nu a auzit mai scurt. E un site simplu fenomen. Scrie acolo orice, orice întrebare. Google nu spune o scuză să ocupat vină altă dată. Deodată îți dă răspunsul. Și eu am scris următoarele cuvinte. Lege, curtea de conturi, Moldova. Zic, precis trebuie să existe un act juridic, un, document care povestește cum funcționează această instituție. Și am găsit. Am găsit pe site-ul Legis MD, care este un registru de stat a actelor juridice, de la guvern, parlament până la tot fel de cancelarii, găsești toate documentele. Și am găsit legea cu numărul. Thank you. 260 din 2017. Și legea asta vorbește despre organizarea și funcționarea curții de contra Republicii Moldova. Eu nici nu știu, să mergem de dat la lege sau să vorbim și ne Andrei Nastase. Hai să vorbim și ne Andrei Nastase. Andrei Nastase este de profesie jurist. El a făcut facultate de drept la Iași. După asta a obținut licența de avocat. Nu, nu știu, cu, 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 un background de jurist, cu o profesie de avocat, cu ochelari pe nas. Iată că om deștept în sens că să nu știi să cauți o lege pe internet dacă nu știi de și Marian Lupu în continuare în funcție, pentru că legea asta ne vorbește nouă inclusiv despre cum are loc încetarea, revocarea și suspendarea mandatului de membru al Curții de Conturi. Noi n să facem live-uri pe Facebook, noi n să întrebăm pe Maia Sandu, noi să ne facem treaba și scătăm pe Google. Și că găsim. Mandatul membrului Curții de Conturi încetează în următoarele cazuri. Și sunt patru cazuri enumerate. Expirarea termenului pentru care a fost numit. Ne amintim, Mariana Licilupă a fost numit în 2019 pentru un termen de 5 ani. 2019 plus 5. No, tu voi și vreți să-mi spuneți că Andrei Năstase nu știi cât face 2019 plus și Nu, nu cred eu în așa ceva. Nu, eu cred că el cunoaște matematică. Atunci, dar ce să faci într-o ureche? Eu expirat mandatul lui Marian Lupu? Nu. Deci, nu poate fi revocat și încetarea mandatului în acest caz nu poate să aibă loc. Demisia. Marian Lupu o, o depus? Ce de demisie? Nu, n-am auzit. Nu a demis omul este din funcție. Nu. Revocarea. Până la revocare, mă și intrăm la mai multe de detalii, mai este încă un punct. ce? Și mă, Andrei, asta să stai ceva. Vorbește despre moartea lui Mario Andrei, nu să vrei ca mai să am să-i facă mo moartea la care. La, nu cred așa ceva posibil. Marian Lupu, vrei să-i jiu sănătos. Sunt și fotografii cu dânsul recent pe internet. În momentul înregistrării acestui video, Marian Lupu încă nu a murit. Revocarea cum are loc. Scrie la punctul 2 din articolul 20. Revocarea membrului curții de contur să faci în cazurile pierderii cetățeniei Republicii Moldova. O pierdut Marian Ilici cetățenia Republicii Moldova. O avut deși? Nu, nu vreau nu mergi punctul ăsta. Condamnări în baza hotărârii definitive irrevocabile în instanță judecată. Loc condamnat Marian Lupu vreo instanță de judecată definitiv. După asta, imposibilității din motive de sănătate de a-și exercita atribuțiile timp de mai mult de 4 luni. Marian Lupu a fost bolnav 4 luni și nu a venit la lucru. Nu, și multe alte puncte care dacă stați să le citiți factual, juridic, nu sunt valabile. Andrei Nastase, jurist de profesie, cu licență de avocat, om cu școală în spate, adresează asemenea întrebări pe internet. Andrei Nastase, nu știi cum funcționează legea? Asta e o întrebare, dar cea mai importantă întrebare este, eu, tu aud cum vine din partea voastră, de ce Andrei, tu, vapșe, ai hotărât greș spre Andrei ia e anul 2022 afară. Dacă stai scaus în dicționar cuvântul expirat, acolo apare această imagine. Deși părerile și opiniile acestui om încă mai contează. Mai oameni buni, eu, 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 eu înțeleg această întrebare și necesitatea, importanța ei, chiar și l-am sunat pe Andrei Nastase cu gura, am vrut să-l întreb pe Facebook. Dar niciun răspuns, nicio replică, doar tăcere. Și colac peste pupaze. În același live, Andrei Năstasi mai menționează într-un context despre importanța și supremația legii. Doamna președinte Maia Sandu, Maia, noi cu toții am promis oamenilor că vom face dreptate. Și noi să ne uităm cât e de frumos sau de mai puțin frumos omul, cât e de deștept sau mai puțin deștept, cât, de cât de drept, cât de drept. Noi vom aplica de fiecare dată Legea, Constituția, bunul Revenind la întrebarea pe care eu presupun că voi o adresați, eu am hotărât să vorbesc despre asta din două motive. Primul motiv, idealist, naiv, romantic, dar totuși motiv, eu cred în el. Eu țin foarte mult la democrația din Republica Moldova. Eu țin la democrație și mai ales prin prisma pluralismului de opinii. Asta înseamnă că sunt multe, diferite opinii, dar la un moment dat într-o societate armonioasă, elită se întâlnesc într-un punct comun care se cheamă set de valori comuni în care noi credem. Dacă după 30 de ani de independență încă nu ne putem lăuda cu, un, cu o sincronizare absolută la capitolul ce ne dorim noi, ce dorim noi țării, ce vrem noi să obținem la Republica Moldova, eu cred că cel puțin în ultimii ani am reușit să definim un fel de și nu vrem noi să-i se întâmple țării. Și nu ne dorim noi nouă moldovenilor. Noi nu vrem culioașele să decidă soarta țării. Noi nu vrem cum NATO să înghită recipis atunci când vine procurorul cu un control la tine acasă dimineața. Noi nu vrem mărlani corupți care să zboare cu avioane private, să și centuri hermes de 800 de euro și să strige de pe scenă despre dreptate sociale. Și mă eu văd pe Andrei Nastase. om din platforma da, în contextul în care e nevoie de un nou suflu, e nevoie de alternativă la Partidul Acțiunii și Solidaritate pe scena politică moldovenească. Și platforma da, de curând s ales cu un nou lider tânăr, Dinu Plângău, o ales o nouă cale de dezvoltare. Dinu Plângău este noul președinte al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Noua conducere a fost aleasă în cadrul Congresului Formațiunii, la care au participat 314 delegați, dintre care 163 și-au dat votul pentru Dinu Plângău. În cadrul evenimentului, noul șef al PPDA a declarat că obiectivul echipei sale este readucerea partidului în prim planul vieții politice a Republicii Moldova și transformarea acestuia în principală alternativă politică și electorală de centru-dreapta. Dragă Dinu Plângău dragă doamna Inga Grigoriu, domnule Slusari, ieșirile astea al Năstasiu lovesc nu numai în platforma, da. Ele dau și apă la moară surselor de căcat informațional, precum Telegraf Moldova sau TV. Voi nu mă uitați vă cu câtă satisfacție. Ascunsă și-i drept de după ochi și cășeloc, iesă lingăul lui Plaha. Fostul lingăul lui Plaha mă pentru Dodon și ne anunță la buletinul din știri următoare noutate. Fostul lider al blocului acum, Andrei Năstase, și-a cerut scuze de la cetățeni pentru că este unul dintre oamenii care au adus-o pe Maia Sandu la putere. Tot mier pe drum Domnule, mai în glumă sau mai în serios, mulți îmi spun: Tăi, a dus-o, și ne arată din vece, Da, domnul, eu am greșit. Iertați-mă. Am greșit, dar în acele circunstanțe eram obligat. Obligat, pur și simplu. Pentru că altfel, iată, marele meu regret este că am acceptat alături de noi impostorii. Asta este un regret al meu și vă rog să mă iertați atât cât puteți. Și vreau să ajungem la al doilea motiv pentru care eu am ales să vorbesc despre asta? E un motiv mai personal. Eu uh, vreau să vă recunosc, vreau să vă mărturisesc că am o... sufer de câțiva de intoleranță la pizdioj, la populism ignorant și aproape antiuman, care răsună cel mai des din gura politicienilor. De deci ce antiuman? Pentru că el e un populism în care tu, politicianul, te faci într-o ureche? Și așa care te ascultă tot îi consider de proști. Ei, dar și asta ești și grăiesc eu aici. Am un moment de criză, oamenii sensibili, repede să aruncă la conflicte. Ia da, lansează eu niște catlete irresponsabile, așa Și tu rămâi fericit că ai adunat vreo câteva sute de gură cască la live-ul tău și pădurea o rămas, rămas întunecată. n juristule, să te apuci să explici cum funcționează legea privind organizarea și funcționarea curții de conturi din Republica Moldova. Așa Andrei Anastase? Niciodată n-am trișat în politică, sau niciodată n-am mințit oamenii, din totdeauna am fost așa cum sunt. Iată de ce am pierdut. Nu mă voi să nu credeți că Andrei Nastase cumva își dorește revenirea lui Dodon Șor sau Plahodniuc la putere. Nu, nu, nu. Uitați-vă în aceeași emisiune la Gheorghe Gonța și declară dumnealui. Nu, eu nu vreau să fie Dodon la putere, nu vreau să fie Vorun la putere, nu vreau să fie Șor, nu vreau să fie Plahodniuc, nu vreau să fie toți care s-au prindat până acum. Nu vreau. Nu, ea ca amul, eu de am eu de-am că e rândul nostru să-i adresăm lui Andrei Nastase o întrebare. Cum Dragă Andrei Nastase, tu nu vrei ca Dodon și să Plahotniuc să revină la guvernare. Prin a le servi motive de clicuri și noutăți în buletinile de știri? Ascultați și voi cum răspunde Andrei Năstase la întrebarea de ce PAS acum este unicul partid de la guvernare. Din toți ăștia patru a rămas doar pasul. Cum de a fost posibil ca doar această formațiune să rămână ca jucător activ? Au fost finanțați masiv au, fost, au profitat de tot ce s-a putut profita, au pârjolit în jur tot ce se poate pârjoli, au făcut politică, în timp ce noi am căutat dreptate și o viață mai bună pentru oameni. Finanțați masiv de către cetățenii Republicii Moldova atunci când să -l... Poftiți? Mă îndoiesc. Dacă nu de cetățenii Republicii Moldova, atunci de ce? De cei care i-au elaborat și i-au creat în laboratoare politice interne și externe. Normal așa. Pas, partid creat în laborator, pas, partid finanțat ilegal și pentru neric. Nu o să de oameni, nu, nu votat de aproape un milion de moldoveni care vor tot de aer în politica moldovenească. Eu am doar două variante de răspuns la întrebarea cine scrie lui Andrei Nastase textele. Prima variantă e Dodon, a doua od Moldova e Odnostalco. Moldovei prost, prekrasnă. Da. Dacă și voi, la fel ca și mine, aveți o, o, sensibilitate sporită și o durere în regiunea ochilor atunci când vedeți asemenea exemple de cai vers, asemenea exemple de guri responsabile care se pare că au uitat prin și au trecut Moldova până nu de mult și o leacă ignoră contextul în care acum vecina Republicii Moldova trece prin război, să vă simțită prezența, măcar în disputele de pe online, îndemnați pe oameni să afle mai multe, să cerceteze, să și o leacă mai îmbogățiți cu informații decât pur și simplu spună botul la da, da, într-adevăr, de ce mă rău -aș așa de... Nimi, băi, bajus, nimi, am stat și am cătat atent prin comentarii, nimeni nu i recomandat lui Andrei Năstasă. Între voi, sandală și caut legea cu numărul 260 și vezi cum e organizată și cum funcționează curtea de conturi din Republica Moldova. Eu cred că e mult mai ieftin și avantajos să te oprești acum, din drum Să dai o căutare pe Google Să te informezi Să tai o leacă din capitele acestui balaur a manipulării Decât după asta peste ani de zile Punând botul la mesaje pseudo-patriotice Să-ți pui mâinile în cap și of, ce rezultate la aliegeri Dacă v-a plăcut acest video și mai aveți baterii în telefon Dați-i un like E absolut gratis Iar dacă aveți rezerve de petrol sau gaz natural Puteți să susțineți în continuare emisiunea Lumina Pe patreon.com barafedot Sau cu o donație PayPal la adresa emisiunea.lumina lumina arongmail.com Vă doresc multă sănătate, pupicei!